Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Diana Pupa și vă invit la Jurnalul Săptămânii. Mirosul de drojdie și de copturi proaspăt scoase din cuptoare domină în mai toate casele, în mare parte datorită patiseriilor, unde cofetarii zile la rând își începeau munca la 4 dimineața. Au avut o mulțime de comenzi și trebuia să le facă față. Toată lumea își dorește să aibă pe masa de sărbătoare un cozonac tradițional. Noi am vizitat patiseria Mariei Macari, care coace cozonaci de 3 decenii, continuând astfel cultura și tradițiile moștenite de la bunici. Când am intrat în cofetăria Mariei Macari, aluatul pentru cozonaci era aproape gata. Lapte, ouă, zahăr, drojdie unt, rețeta pare simplă, dar dibăcia mâinilor și experiența de 30 de ani face diferența. Cu cât e mai aproape Paștele, cu atât e mai grăbit ritmul în care lucrează patiserii. Doamna Macari, e adevărat că dumneavoastră cu aproape 3 săptămâni până la Paști nu mai primiți comenzi pentru copturi pascale? Aveți atât de multe comenzi? Da, anul ăsta așa a fost și din an în an se scurtează. Mai repede încheiem preluarea comenzilor și multă lume se supără, dar asta este realitatea. Dar prin ce credeți că se justifică, iată, această poftă a oamenilor pentru copturi de sărbători, care spuneți că crește din an în an cel mai mult? Fiindcă avem un cozonac foarte bun. În primul rând, este un cozonac artizanal. Nu-i fi modestă, dacă n-am să zic, adică că e foarte bun, dacă seamănă cu cozonacii multor. Eu sunt bunica tuturor, am înțeles că de când fac cozonace, că am înțeles că toți care mănâncă au spus că e ca la bunica cum făcea, adică le trezesc amintiri frumoase. Pentru brutar, pentru oameni ca dumneavoastră, febra pregătirilor pascale începe mult mai devreme, de Paște. Da, de prin februarie. De prin februarie? Da, emoții. Să vedem dacă o să reușim, dacă o să avem făină de calitate, dacă o să... Atunci procurați ingrediente. Ne gândim cam cât ne-ar trebui, cât... Mă rog, noi tot timpul avem ingrediente de calitate la depozit, dar înaintea Paștelor sunt foarte multe ca număr. Adică începem să vorbim cu cei care să ne aducă ouăle de la țară, să ne pregătească pe urmă, să vedem de la cine luăm brânza, de la cine luăm laptele, că lucrăm cu ou de casă, cu brânză de casă, cu lapte de casă. Diferă gustul la... Sigur, nu doar gustul și calitatea. Altfel nici n-aș putea să fac așa un cozonac de bun. Și lumea care face cozonac cu produs din cămară proprie știe ce vorbesc. Eu când v-am sunat dumneavoastră așa mai în glumă, mai în serios, dar mi-a spus că putem veni să vă filmăm tocmai la 4 dimineața. De atunci începeți muncă. Eram la 3:40 aici. În fiecare zi? Acum, da. Când coc cozonaci, așa este, ei trebuie început să-i coci noaptea, fiindcă eu singură aici cu Dumnezeu, adică și cu ingredientele. Și merge bine, slava Domnului, adică așa e normal să fii și eu așa sunt și nu rămân de la 12, dar vin de la 3. La 3 mă trezesc până ajung, până la 3:40, la 4 deja procesul e în vogă, merge deja. Cred că nimeni nu s-ar descurca cu asemenea muncă dacă nu ar face-o din plăcere, din plăcere pură. Se descurcă, păi că sunt mulți care fac lucrurile din plăcere, bănuiesc, poate noi cunoaștem pe toți, dar este, într-adevăr, e pasiune și foarte multe emoții. De an în an, măcar că de 25 de ani, 25-30 de când fac cozonaci, bine că am început să fac cantități pentru familie, după care am început să fac cantități mari, tot mai mult lume a început să cunoască, trimitem, că lumea le trimite în Portugalia, în Spania, în Italia, în Germania, în Statele Unite ajunge, în Elveția, peste tot. Adică, faimoși peste tot în lume. Da, și mai nou, câțiva ani la rând, mai coacem și la Paștele Catolic, fiindcă câteodată e cam la o săptămână sau la două, fiindcă să aibă lumea posibilitatea să transmită peste hotare. La rude, da? Da, da, da. Și asta bucură, fiindcă facem câteva copturi înaintea Paștelui Catolic, cam vreo 100 de cozonaci și pe urmă câteva sute deja la Paștele Ortodox. Vă încălzește asta cumva inima într-un mod special? Eu sunt mereu fervinte când fac cozonaci. Dar știind că cozonacii dumneavoastră ajung în străinătate, unde stau moldovenii noștri, care poate
ani și eu n-am mai fost pe acasă. Da, eu tare mă bucur că trezesc atâtea amintiri frumoase despre bunici, despre, fiindcă și eu am amintiri despre mămânia mea, care mi-a transmis, mie de câte ori vorbesc despre ea, de câte ori mă copleșesc emoțiile, care mi-a transmis dragostea asta, ea și mama, și sper că de acolo de sus se bucură că are așa o nepoată, adică că a educat așa. Mi-e tare îmi place să fac cozonaci. Este ceva care vine din interior și las din interior să iasă la exterior. Și atunci este deja, știți cum, să arată interiorul omului prin ceea ce face el. Mă scuzați. E în regulă. Vă amintiți, iată, de atunci, din copilărie? Niciodată nu uit. Cum era Paștele la dumneavoastră tare în familie? Frumos. Tare frumos. Era toată lumea, s-a adunat la masă, noi făceam cu mama, noi îi spuneam atunci învârtita cu mac, fiindcă împlutura cu mac vine de la nord. Uh-huh. Și mamei tare îi plăcea să gătească bunișor tot timpul. Dar ne-a scuzat din ce regiune sunteți? La Soroca. Și învârtita cu mac era deliciul întregii familiei noastre. Și când făceam învârtita cu mac, tot timpul eram pe lângă mama. Adică mama nu prea mă ruga, adică să fiu, dar eu simțeam. Dar când mama a văzut că eu am interes, a zis ca să ne sculăm dimineața tare, să flămădim, toi să frămânți, când am crescut mai mărișoară. Și am început să frământa pâinea, după care cozonaci, și vedeam cum ei se lipesc de mână și câteodată mă gândeam, dar trebuie făină? Și mama zice, nu trebuie făină, că ei trebuie să lipească, adică așa trebuie să fie. Și când mama întindea luat și el era așa mult căluț și puh avea pe ei, râdea inima așa, și când ieșea niște învârtit așa frumos cu mac. Deci când vorbesc cozonaci artizanali, nu este doar un proces tehnologic, este și o implicare emoțională și o prestație foarte mare de responsabilitate. Cei care fac tot singuri și fac asta, să pregătesc din timp, o să mă înțeleagă că nu coacem cozonaci doar numai săptămâna Paștelui, pregătirile din timp și trebuie să ne pregătim nucile, să le uscăm, să avem petalele din vară pregătite, adică e ceva care da, durează în timp, și... da, și ori cozonaci artizanale, asta și asta sunt. Dar rețeta de atunci din copilărie, așa a rămas intactă sau a suferit nici modificări? Rețeta, da, e din aceleași ingrediente, doar că eu un pic procesele tehnologice le-am rânduit așa cum știe un specialist mai bine. Între timp, în ani, eu am tot văzut, am testat, am încercat diferite metode ca să ajung la ceea ce am ajuns eu acum. Punem o cantitate mai mică decât puneam înainte de drojdie, lucrăm cu drojdia solidă. Și tot ne străduim să micșorăm cantitatea ca să nu... că își punem un unt de calitate de 82%, deci ceea ce rezultă un cozonac bun, foarte bun. Într-o perioadă au început la noi în Moldova să fie tare populare acești panetone, dar acum practic fiecare producător le fabrică. Dumneavoastră știu că țineți mult la tradiții, la cultura noastră locală. Nici n-am vrut niciodată să fac panetone, nici nu m-am interesat. Nu că n-aș fi putută, dar nu vreau să combin două lucruri care pe locuri ar fi incompatibile pentru mine. Eu țin la ce este a meu. Eu știu să fac asta bine, eu n-aș vrea să fac alte lucruri, fiindcă asta este pasiunea mea, eu nu sunt pasionată de panetone. Eu mi-am descoperit pasiunea, ea este în mine, eu nu vreau să o schimb și nici lumea asta nu cere de la mine. M-au întrebat 2-3 dacă fac panetone și am spus că nu, adică eu fac ceea ce este tradițional. Ceea ce lumea vrea să vadă, că Paștele este o sărbătoare nu desenată. Și nici cozonacii noștri nu sunt desenați și nici înfrumusețați. Ei sunt așa, precum Domnul i-a făcut. Adică cum dă Dumnezeu cu rume, ori pe alocuri, poate câteodată când îi scoate bunica din cuptor, că acolo cuptorul a fost mai tare, temperatura sau focul a ars mai bine. Așa cum ei trebuie să fie. Eu consider că ei așa trebuie să fie. Fața pâinii trebuie să se vadă. Nu trebuie să o camuflăm. Și nici în cutii diferite, cartoane, ca să fie frumos la exterior, dar nu știi ce este în interior. Noi nu dăm frumos ambalaj, noi dăm bun conținut și frumos conținut.
Și asta se vede câtă muncă depuneți în fiecare produs, cât suflet. Pasiunea nu poți să o ascunzi în carton. Și emoțiile ies la suprafață, așa că asta este cozonacul nostru. Doamna Macar, eu vă doresc ca în tot acest amalgam de comenzi să vă păstrați pasiunea, dragostea pentru ceea ce faceți. Și păscuțele să vă iasă ruminite și așa cum trebuie să fie. Și oamenilor să le fie drag de cozonacii noștri și de fiecare dată să revină la noi cu drag la cozonaci. Cozonacul este o prăjitură tradițională românească, dar în egală măsură și un desert bulgăresc numit cozonac sau un produs de patiserie italiană numit panetone. În Moldova sunt specifici cozonacii rotunzi și înalți numiți babe, neumpluți, a căror compoziție conține până la 20 de ouă, unt, cojurase de lămâie sau portocale și stafide. În Ardeal se pregătesc mai ales cozonacii cu mac și o variantă cu influențe germane, cu zahăr ars, mult unt și nucă tocată mare. Satele prind viață înainte de Paște. Oamenii au multe de făcut în casă și în ogradă, dar pe an ce trece, numărul oaspeților care se adună împreună la masa de sărbătoare se tot rărește. Fiecare are cel puțin un copil plecat în străinătate. Paștele nu mai e cum a fost pe vremuri, spun sătenii din raionul Cimișlia, unde a fost echipa noastră de filmare. Când am venit în satul Fetița, Galina Morar era cu o carte în mână, pe prispa casei. Femeia spune că Pasca se coace doar cu sufletul liniștit și în deplină armonie. Intrăm în viață, știți, cu sărbătoare, în sărbătoare cu un suflet împăcat. Nu trebuie să fim invidioși, să nu fim răi, că tot ce dai, tot se întoarce. Pregătirile de Paște au început cu mult timp în urmă. A fost un pic? Ia să prind lumină. E cam bieși de la țară. Bătrâna abia așteaptă să meargă la copii, în Chișinău, unde va sărbători Paștele. E fericită că niciunul nu e plecat printre străini. Conserve, găini în taie doi cu coș, ouă avem a noastră de la găinuș, mai departe. Am dat comandă de un cârlan și gata. Munca e întoi și în satul vecin, Hârtop. Până să intre în bucătărie, Parascovea Macheif a ieșit să prășească un pic. Am ieșit că atâtea ploi, mulțumim lui Dumnezeu că are grijă de noi, dar buruianul nu așteaptă multe. Și în grădină avem de lucru și în casă și mă gândesc mâine să... Mă gândesc, nu cum mă gândesc, dar trebuie, vreau să coc niște păsculițe, să vopsim ouăle. Nu procurați din magazin cozonacii, Pasca? O să cumpăr, dar vreau și să coc. Sunt la pensie, stau acasă și trebuie să fac ceva, că vine sărbătoare. Și gustul e altul? Știinilor, da. Copiii îmi spun că are alt gust și e mai gustoasă coaptă de casă. Un singur lucru îi umbrește sărbătorile pascale. Copiii nu s-a acasă. Copiii sunt în Anglia, nu s-a acasă și tare aș vrea să vină și ei, dar asta este situația în toată țara. Rar îi vedeți pe ei? În luna august. Nu i-ați mai văzut? Odată în an vin, mi se pune pe suflet. Așteptările și dorul de nepoți și de... De când copiii sunt plecați, sărbătorile nu mai sunt ca înainte. Pentru acest bărbat, toate pregătirile se reduc acum la cumpărarea unui cozonac. Da, și planul, că sunt unul singur eu. Baba a murit și sunt unul singur. Ia că ce. Am nepoț în Anglia. Ce, să vin acasă de Paște? Nu vin. Și șeic-mea pe Israel. Și tot nu vine? Nu vin. Așteptăm să vină cu nerăbdare Andrei Cacole. Mai tare, din Rusia, mi-a obișnuit, cum mi-a spus că tot ori să vie. Am nepot în Rusia, 27 de ani. Mm-hmm. Ești epitez, dar ce să fac? Pentru o mamă e mult faci că se vezi pe dânsă și aranjați, că ei sunt fericiți, au cu ce trăi, nu duc lipsă la nimeni. Imagine pe oamenii de la sat și lipsa banilor. Deși vor să-și permite niște mici bucurii de Paște, nu le prea reușește. Azi tăiem și avem pe ocol. Mielul e scump. Am copil invalid și n-ajunge nici la pensia de 2000 de lei. Eu nu pot lucra că șed cu dânsul acasă.
și cred că ieftin bun și mult în chel. Ei, am 2000 și ceva piență, e cam așa, ușuriel. N-am zărplată, n-are nimic cine să ne aducă zărplată, moșneagul a murit de mult, eu singură, ei. Așa știi. Sărbătoarea n-a să fie așa de mare. Ne, unii sunt copii, unii sunt poate mai cum, dar unii sunt niște bătrâni, vai de capul lor, cum ori putea așa, ori să meargă. Știi? Ziua streacă și pentru mine și pentru așa care să aibă mai mult. Spiritul sărbătorii a ocolit multe case din Hârtop. Meniul nu e atât de arătos, iar locurile la mese rămân pustii. Mulți sătenici nu mai au vecini, sunt plecați în căutarea unei vieți mai bune. Mare forfotă a fost în bucătăriile gospodarilor în această săptămână. În Joia Mare, așa cum spune obiceiul, femeile au copt cozonaci și au vopsit ouă. În multe localități, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. Ouăle sunt vopsite doar în roșu, în coș de ceapă. Ouăle vopsite în ziua de azi nu se strică un an de zile. Le vopsim în coș de ceapă. Strângem cor de ceapă o săptămână, le pregătim dinainte și le punem la fiert și corurile de ceapă trebuie să searbă un ceas de vreme. Acolo mai punem și borș acru și o leacă de sare. În săptămâna mare nu se folosește oțietul, nici urzăși nu se mănâncă. Se spune că Iisus Hristos, când a fost răstignit pe cruce, a cerut să bea apă și s-a dat oțet. Și a fost bătut cu urzâși ca să-i sprovace usturimi. În ziua de azi, gospodinile vopsesc ouă în diferite culori. Verde, albastru, galben, dar el se vopsește în roșu, deoarece simbolizează creștinismul și simbol al dragostei, a vieții. Una din cele mai vechi legende spune că în ziua când Iisus Hristos a fost răstignit, Maica Domnului, adică mama lui, a venit și a adus un coș cu ouă pentru a-l da celor care îl torturau. Ea a pus coșul sub crucea unde era răstignit și când sângele a curs din rănile Mântuitorului, coșul cu ouă s-au făcut roșii. Parascovia Dragancea încondeiază ouăle cu ceară, apoi le vopsește. Această tehnică a deprins-o încă de la bunica sa. E cam încălzit seara cu un bățișor, cu un vătușan și m-am apucat de lucru. Cam greu, dar ce-ți fac? Asta e o tradiție pe care dumneavoastră ați deprins-o de la cine încă? De la bunica mea, Ileana, și mama mea. Mama mea, Luba. Tot așa vopsea ouăle. Tot așa vopsea ouăle și eu mă neprind la dânsele. Fetele nu prea vreau să facă, ele au drumul lor, nu fac ele, nu se joacă ele cu așa. La Dumbrăvița, în Joia Mare, se coc turtele. La noi, familie, la toți le plac prăjiței cu untură și smântână. Și le frământ de sara și le pun în frigider. Pun cât unt, cât untură, atât și smântână. Le pun în frigider și până dimineață mă apuc de făcut. Și le fac pe urmă, le coc, le dau cu pudurică și sunt foarte, foarte apreciate. De Paște vin copiii, nepoții. E ceva sfânt. Adunare de părinți cu copii, cu bunei, cu toate neamurile împreună, da. Și ei așteaptă cu nerăbdare să vii la bunica, să mănânci toate delicatesele care bunica le face, da. Am un băiat în România, unul în Germania și așa din România are două fetiți și repede așteaptă să ne ducem la bunică. Joia Mare este ultima zi din postul mare în care se fac slujbe pentru sufletul morților. Oamenii aprind focuri în curți, pe dealuri sau în cimitire pentru ca aceștia să aibă lumină și căldură. În popor se zice că ouăle roșite în Joia Mare nu se strică tot anul. De asemenea, se crede că aceste ouă sfințite și îngropate la moșie o feresc de piatră. În Joia Mare este interzis să dormi în timpul zilei
dacă nu vrei să fii leneș pe tot parcursul anului. Rufele nu se spală în Joia Mare și nu se consumă urzit și oțet. La aeroportul internațional Chișinău, lacrimile au curs și roaie. Mulți dintre cei care au plecat în străinătate în căutarea unei vieți mai bune au revenit acasă și au îmbrățișat cald apropiații și au recunoscut că arde nerăbdare să se așeze la masa de sărbătoare toți la oaltă, ca pe timpuri. Acest bărbat a venit să-și întâlnească sora, stabilită în Italia de 13 ani. Acolo muncim, da, acolo ne-am stabilit, avem familie. Ce emoții aveți astăzi? Cum veți? Foarte mari! Îmi bat inima! Am venit la părinți, am venit să fac Paștele, am venit să plec la cimitir, la buniei, la moș. Iar acest bărbat a venit la aeroport împreună cu nașa ca să-și întâlnească soția, care muncește de mai mulți ani peste hotare. În acest an vor întâlni Paștele toți acasă. Cu copiii, cu finii. Sperăm că și tot normal. Emoțiile sunt mari. Eu, adică, tot am văzut-o cu o lună jumătate în urmă, dar pentru noi este o persoană foarte dragă, scumpă și o așteptăm cu drag acasă. Noi așa ne vedem când... La Crăciun, la Anul Nou, la Paști, restul, toți suntem plecați prin străinătate, la muncă, și eu, și nașul, și soțul. Emoțiile au copleșit-o și pe această femeie. Nu va avea ocazia să-i vadă pe cei dragi, pentru că sunt toți stabiliți în alte țări. Plecată de 3 ani, departe de familie. Greutățile din țară ne duce departe de familie. Suntem toți dispărțiți, Anglia, Irlanda și Italia. Asta. Toți la distanță, prin telefon, prin rețele, asta. Bucurie! Ce emoții pot să mai ai vii acasă? 19 ani sunt în Italia, m-am deprins acolo. Acasă vin, că vin la băieți să fac Paștele, la cimitir, la părinți, la soț. Așa? Am venit acasă de sărbătorile de Paști, pentru că în mod normal e așa să venim acasă. Mai avem și botez, mai avem de dus la cimitir, de întâlnit cu prietenii, așa. Așteptăm copiii acasă. Cele mai mari emoții le au cei care nu au fost acasă de mult. Sunt de 18 ani în Italia și de mulți ani n-am făcut sărbătorile acasă și am decis ca să vin să... împreună cu familia, ca să sărbătorim Sfintele Paști. De 18 ani n-am mai sărbătorit împreună. Emoțiile tot timpul când te întorci acasă sunt bune. Sunt de 23 de ani în Italia, dar de câte ori mă întorc, cum ar fi prima dată. Cum veți sărbători Paștele și cu cine? În familie. În familie și cu toate tradițiile. În febra cumpărăturilor pentru sărbătorile de Paște, oamenii uită să verifice calitatea produselor și de acest lucru se bucură profitorii. Mulți comercianți uită de bunul simț și aduc la piață marfă necalitativă și chiar periculoasă pentru sănătate. Alții vor să obțină câștiguri ușoare la cântar defect. Pentru a preveni astfel de situații, inspectorii de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor au mers la piața centrală cu verificări. Cunoașteți că este interzisă utilizarea aparatelor de cântărit defectate. La fel, aduc cunoștință la consumator că este interzisă poziționarea aparatelor de cântărit pe poziție nedurabilă și supusă vibrațiilor. Inspectorii au depistat că buletinul metrologic nu corespunde cu aparatul de cântărit utilizat de unii comercianți. Cumpărătorii sunt grăbiți și nu cer verificarea cântarului. Când te uiți, că nu te uiți, că ei nu țin cântarul în fața la om, ele ține-i dinapoi, încolo, iar dacă mai faci probleme. No, rar când ne uităm, rar. Suntem și amăgeți câteodată. Când cumpăr o cantitate mai mare, mă duc și controlez la cântarul de control. Așa. Ca să nu fiu, chiar la pește, la carne mă duc, dar e ca la verzi, la legume și fructe nu mă duc. Înșelarea consumatorilor
ultima constatată era de 7 lei, dar de fapt de la 7 până la 20 de lei consumatorul poate fi înșelat la cântar de vânzător de rea credință. Niciun cântar nu era însoțit de buletin de verificare meteorologică valabil în termen. Cei care au cântare neconforme riscă amenzi de până la 12.000 de lei. Specialiștii insistă că în această perioadă trebuie să fim atenți la vopseaua care se vinde. Cea care se găsește prin piață conține de cele mai multe ori substanțe cancerigene. Înainte de a fi procurată, trebuie verificată eticheta și termenul de valabilitate. Avem aditivi ca E102, tartazina, care ne oferă culoarea galbenă. Ea este cancerigenă și este interzisă pe teritoriul Uniunii Europene. Dacă avem E122, azorubina, ea este persoanele care au o reacție alergică la aspirină, iarăși poate provoca o reacție. Comercianții s-au arătat nemulțumiți de control. Ei spun că dețin toate documentele necesare. Eu nu sunt proprietar, lucrez la proprietate. Dar și mi-a dat documente. Care demonstrează ce documentele? Marfa are certificat de calitate, are tot. Iar toate documentele, cu toate marfa este. Bine, țin unul, două, mai multe caută vopsea. Cei care vin la piață spun că nu cumpără vopsea. Gospodinele au secretele lor. Eu am coar de ceapă și o pun la fiert și fac ouă și nu numai decât întreb roșu, roșu, vinică. Ies așa gălbioare. La magazin bărăm pentru că așa nu avem așa timp, la magazin. Acasă, cu ceapă sau alte metode? Cu ceapă, cu vopsea. Un pericol sunt și lumânările. Chiar dacă la piață sunt mai ieftine, multe din ele sunt fabricate fără a ține cont de regulile de siguranță. Iarăși asta este o candelă neconformă, deoarece iarăși este predispusă de la topire și să evităm astfel de achiziționări. Inspectorii le recomandă consumatorilor să verifice minuțios marfa înainte de a o procura. Pentru a contracara neregulile depistate, cetățenii pot apela la linia verde la numărul de telefon 022 51 51 51. Prețurile medii de consum continuă să crească, deși într-un ritm mai puțin alert comparativ cu anul trecut. Are detalii Vlada Tomescu. Bună seara! Bună seara! Datele Biroului Național de Statistică arată că în luna martie rata inflației a crescut cu 0,8% față de luna februarie. Cel mai mult a crescut prețul legumelor cu aproape 12%. Castraveții au ajuns să coste cu 36% mai mult decât luna trecută, ceapa cu aproape 20% mai mult, dovleceii și ardeiul gras cu peste 18%, iar pentru roșii și varză, oamenii au scos din buzunar cu 10% mai mult. În perioada de referință au fost înregistrate ieftiniri la ouăle de găină și la uleiul vegetal. Dacă este să vorbim despre serviciile prestate populației, în acest caz prețurile medii au crescut cu 2,1%. Cea mai mare scumpire a fost la energia termică, de aproape 44%. S-au scumpit și medicamentele, materialele de construcție și încălțămintea. Cu alte știri vă aștept după o scurtă pauză de publicitate. Stați aproape! Pe 21 mai va avea loc o mare adunare națională, a anunțat președintele Maia Sandu. În cadrul manifestației numită Moldova Europeană, care va avea loc în centrul Chișinăului, cetățenii vor fi îndemnați să-și exprime decizia clară de a fi parte a familiei europene. Vă anunț că am lansat inițiativa de a convoca la Chișinău o adunare a cetățenilor în care să spunem lumii că noi suntem europeni și că aceasta e calea aleasă de noi. Să dăm răspuns celor care întreabă ce vor moldoveni. Un răspuns răspicat și clar. Să se audă vocea noastră, a celor mulți, vocea poporului nostru.
Anunțul Maiei Sandu vine după ce timp de câteva luni în centrul Chișinăului au fost organizate proteste ale Mișcării pentru Popor, dirijate de Partidul Șor, iar Procuratura Generală a atras atenția de mai multe ori că susținătorii lui Șor sunt plătiți pentru a ieși în stradă. Mai mult, 7 persoane care ar fi fost instruite pentru a face destabilizări în timpul acestor proteste se află acum în arest preventiv. În același discurs, șefa statului a făcut referire la anumite grupări care ar încerca să blocheze viitorul european al Republicii Moldova. Aceiași bani murdari corup diverse persoane pentru a nu permite curățarea justiției. Aceiași bani finanțează așa numitele proteste. S-ar părea, dintr-o parte, că aceste grupări care vor să ne fure libertatea, care vor să ne blocheze viitorul, care vor să ne distrugă pacea și buna înțelegere, țipă mai tare decât se aude vocea poporului. Sute de mii de oameni se uită cum o mână de corupți plănuiesc să fure viitorul copiilor noștri. Organizarea adunării naționale în susținerea parcursului european al Republicii Moldova cu participarea tuturor forțelor pro-europene și a societății civile ar putea reprezenta o lovitură grea dată opoziției anti-europene din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de analistul politic Anatol Țăranu în cadrul emisiunii Ora Expertizei de la Jurnal TV. Partea pro-europeană, care este majoritară în societatea noastră, ea cumva era în umbră și nu simțea acest imbol de mobilizare ca să-și demonstreze toată forța și toată puterea. Iată că acum acest lucru se va întâmpla și eu cred că atunci când se va produce această mare adunare națională în susținerea cursului european al Republicii Moldova, opoziția, imaginea opoziției va primi anti-europene. Acum vorbesc despre opoziția anti-europeană, va primi o lovitură foarte grea, după care e puțin probabil că va reveni. Anatol Țăranu a adăugat că această manifestație nu trebuie să țină în exclusivitate de forțele guvernării, ci trebuie să fie prezenți și auziți reprezentanții societății civile. Se ieftinește energia electrică. Consumatorii Premier Energy vor achita 2,99 lei pentru un kilowattoră, cu 43 de bani mai puțin decât în prezent. Clienții rețelei FE Nord vor plăti 3,58 lei pentru kilowattoră, cu 26 de bani în scădere. Potrivit solicitărilor publicate pe pagina web a agenției, Premier Energy a propus cerere de ieftinire cu 33 de bani a tarifului actual de 3,42 lei. În solicitarea depusă de furnizor la ANRE era indicat un tarif de 3,09 lei. ANRE a stabilit pentru consumatorii finali un tarif de 2,99 lei pentru un kilowattoră. Consumatorii de servicii de FE Nord vor achita un tarif de 3,58 lei bani per kilowattoră, în scădere cu 26 de bani. FE Nord a cerut însă un preț de 3,54 lei. Pentru energie electrică furnizată consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune, în cuantum de 358 bani kilowattoră, toate sunt fără TVA. Potrivit responsabililor de la ANRE, factorul principal care a determinat micșorarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor finali este semnarea de către Energocom a unui contract de achiziție a energiei electrice cu centrala de la Cuciurgan pentru o perioadă de 6 luni la un preț de 66 de dolari pentru un megawatt-oră. Este cu 7 dolari mai puțin decât în ultimele 4 luni. Cea din urmă ieftinirea curentului a fost la sfârșitul lunii decembrie 2022. Noile tarife au intrat în vigoare pe 1 ianuarie. Noile prețuri aprobate miercuri vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Cablul electric subacvatic ce urmează să lege Azerbaijan și Georgia de România pe sub Marea Neagră va duce energie electrică la prețuri accesibile în regiune de care va putea beneficia și Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat ministrul energiei Victor Parlikov după ce a discutat cu ambasadorul Georgiei la Chișinău. Potrivit lui Victor Parlikov, Georgia are o experiență bogată în dezvoltarea hidroenergiei, inclusiv a centralelor mici și mijlocii. După realizarea investiției subacvatice, energia hidro din Caucaz ar putea fi utilă la echilibrarea pieței din Republica Moldova, iar prețurile ar putea fi mai accesibile.
La acest proiect sprijinit de Uniunea Europeană nici nu puteam visa cu 5 sau 10 ani în urmă. Războiul din Ucraina a schimbat total situația din regiune, iar Rusia a pierdut toate instrumentele de influență. Ambasadorul Georgiei la Chișinău, Levan Deasamidze, afirmă că țara sa și Republica Moldova vor avea și un viitor comun, alături de lumea civilizată. Cooperarea în sectorul energetic cu partea georgiană urmează să fie abordată în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Georgiene, care se va reuni în zilele de 23 și 24 mai. Locul reuniunii va fi stabilit mai târziu. În prezent, Republica Moldova cumpără energie electrică de la centrala de la Cuciurgan la un preț de 66 de dolari pentru un megawatt, iar 5% din necesar este asigurată de Nuclear Electrica din România la un preț de 90 de euro per megawatt oră. Air Moldova riscă să nu mai poată opera zboruri. Asta spun responsabilii de la Autoritatea Aeronautică Civilă după ce compania a mai anulat o serie de curse aeriene. De cealaltă parte, Air Moldova a declarat că regretă situația creată și dă asigurări că va rambursa costul biletelor. Pe parcursul zilei de 12 aprilie, panoul de zboruri operat de Air Moldova a afișat o serie de anulări. Este vorba de 4 curse din Irlanda, Marea Britanie și Italia către Chișinău. La fel au fost anulate zboruri din Chișinău spre Italia și Marea Britanie. Autoritatea Aeronautică Civilă a declarat că starea financiară a companiei este una precară și o monitorizează îndeaproape. În cazul neremedierii situației financiare în termeni proxim și suplinirea flotei Air Moldova cu un număr suficient de aeronave pentru prestarea serviciilor asumate, compania aeriană riscă să-i fie suspendat certificatul de operator aerian. Motivul pentru anularea zborurilor este situația financiară precară a operatorului aerian și imposibilitatea achitării pentru serviciile prestate de către terți, cum ar fi întreprinderea de servire la sol ce prestează servicii de alimentare cu combustibil pentru aeronave și lesorii care au oferit închirie pe termen scurt aeronavele pentru a suplini capacitățile operaționale. Ulterior, Air Moldova a anunțat într-un comunicat de presă că zborurile de miercuri au fost anulate pentru că nu au avut posibilitatea să achite serviciile întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău, întrucât i-au fost blocate conturile. Compania nu a avut posibilitatea să achite serviciile aeronavelor contractate în regim wet lease și alimentarea cu combustibil acestora pentru a opera zborurile ulterior anulate. La ora actuală, Air Moldova a ajuns la un numitor comun cu creditorul care a blocat conturile și poate opera cu acesta în regim normal. Mai mult, Air Moldova informează că se află într-o situație dificilă și nu are aeronave proprii din luna martie, iar compania a fost obligată de către bancă să majoreze suma de depozit pentru garantarea rambursării biletelor neutilizate. Respectiv, Air Moldova spune că nu încasează o mare parte din bani în urma vânzărilor online, astfel formându-se un deficit de mijloace bănești necesare pentru activitate. Potrivit companiei, unii pasageri au solicitat să le fie rambursați banii pentru biletele de zbor, iar unii primesc asistență necesară. Inspectorul principal al Direcției Juridice, Reglementări și Protecția Consumatorilor al Autorității Aeronautice Civile, Vitalie Savciuc, a subliniat că pasagerii care s-au pomenit cu zborurile anulate și sunt blocați în aeroporturi sunt îndrept să solicite asistență din partea operatorului aerian. Asistența constă în dreptul la deservire, deci compania aeriană trebuie să acorde mese, băuturi, cazare hotelieră, dacă întârzierea este una de durată. Și respectiv, totodată pasagerul are dreptul la o redirecționare cât mai rapidă către destinația finală și are dreptul la o comunicare scrisă privind drepturile care sunt drepturile minime în calitate de pasager. Potrivit experților, Air Moldova a intrat într-o zonă de risc. Este forțată să anuleze zeci de zboruri și are mari probleme financiare, o datorie de peste 2 miliarde de lei, ceea ce depășește cu mult veniturile companiei. Pe 23 martie curent au fost anulate peste 14 zboruri spre și dinspre Chișinău. Pentru perioada 4-6 martie au fost anulate alte 26 de zboruri pe care compania ar fi trebuit să le opereze între Chișinău și diverse destinații, iar pentru 7 și 8 martie au fost anulate alte 14 zboruri. Câinii străzii atacă ziua în amiaza mare. O femeie a fost mușcată de picior în timp ce mergea la școală după fiica sa. S-a întâmplat în sectorul Buiucani, pe strada Vasile Lupu. Reprezentanții întreprinderii Supravegherea și Protecția Animalelor ridică din umeri. Ei dau asigurări că animalele sunt sterilizate, iar câinii agresivi sunt monitorizați.
Vinea un câine vagabond și m-a atacat de picior. Este o situație foarte urâtă, sunt cazuri în fiecare săptămână la noi în raion. Câini vagabonți sunt foarte mulți, retresc pentru copii, am doi copii, doi fetițe minori care în toată ziua vin de la școală, de la grădiniță și îmi fac griji. M-am speriat, o frică și în primul rând am făcut un telefon soțului pentru că nu știam ce să fac. Am chemat ambulanța, mi s-a făcut prim ajutor, m-am dus la urgent, pe urmă am plecat la policlinică, mi s-a făcut tot o injecție. Soțul, el a înregistrat o plângere la pretură pe cazul meu, pentru că s-a întâmplat așa o situație. Sterilizarea nu înseamnă și reducerea agresivității. Pericolul persistă, spun oamenii. Ani вот целые стаи сбиваются здесь, кидаются на людей. Есть, я видел, что набрасываются на людей, да. Это проблема. Надо как-то решать. Собак очень много и бросаются такие большие, что половину роста моего. Очень опасно ходить, особенно там на мусорке, их штук 8, если не больше. И с этой стороны приходит, так что надо что-то делать. Он же я, ну я с тут мною. С теми, да. С учителем, ну, требует. С громадянском, я вам оазил. Трещи он купил, трещи он. Și mai lumea indiferentă, chiar de vede, nu s-a apropie, este păzască, ori să intervină cineva. Responsabilii de la întreprinderea municipală, supravegherea și protecția animalelor spun că situația este monitorizată, iar cetățenii care sunt atacați sunt îndemnați să semnalizeze despre aceasta. Noi am pornit acum un proces de captură de sterilizare a câinilor fără stăpân. Ne dorim să mergem pe adresele unde sunt petiții în partea locuitorilor municipiului. Practic, vin zilnic și plângeri sunt undeva că intimidari, mușcături mai sunt câini agresivi și tot așa. Potrivit Serviciului Național Unic de Urgență, în fiecare lună, aproape 50 de locuitori ai orașului Chișinău sună la 112 și anunță că au fost mușcați de câini fără stăpân. Pe final de emisiune, vă invit să-l cunoașteți pe Mihai Matei din raionul Sângerei, un meșter cu mâini de aur. De vreo 15 ani mânuiește dalta cu dibăcie. Dragostea pentru sculptura în lemn a venit pe neașteptate și de atunci îi dedică orice clipă liberă. Își vinde lucrările mai mult la Suceava, Iași sau la Piatra Neamț. Din banii adunați, cumpără materie primă și pune iar mâna pe dalta. Am peste 100 și ceva de lucrări care mă duc pe expoziție, dar așa, dacă vând o lucrare, două, asta-i deamul și ceva. Sunt prețuiți în Republica Moldova, oamenii de astăzi? Nu prea. Eu nu știu ce, dar până în anul trecut mai mergeau eu, dar mai mult noi ne ducem la români, la frații români, acolo noi, nu știu de ce, acolo mai... Sunt mai prețuite. Mai prețuite lucrările, îi cumpăr, nu știu, ori noi nu înțelegem, ori ei prea mult înțeleg. Teiul este materialul său preferat. Îl procură de la DRN, rădeni și ungheni, iar mai târziu din el apar adevărate opere de artă. Lucrez mai mult în tei. Mai mult în tei, lucru mai... Îmi place că nu-l mănânc insectele care nu-l mănânc, într-o doilea rând el are un... Se prelucrează ușor. Are o culoare normală, frumoasă. Îl cumpăr de la noi aici, nu știu, dar de la călăraș, pe la ungheni, la, mai eu de la băieții care avem meșteri care fac ușurețe. În anul 2008 a avut prima expoziție la Chișinău, a urmat altele, inclusiv în România. Lucrările sale au ajuns în colecții din străinătate, dar nu se grăbește să declare că a atins cel mai înalt nivel. Înainte mă ocupam cu astea, cu rădăcini, unde mă numesc, rădăcina, da, rădăcina. Dar trebuie să urc la bălți, acolo la spațiile verzi, știți cum e, unul îți dă, unul nu, dacă ne trebuie nou, așa, chestiile astea. Lucrările pe care le faceți ajung și la moldovenii de peste hotare? Da, că... da, am crucifix la Italia, două,
În Germania am trimis câteva lucrări și acum gătesc niște lucrări pentru Italia. Fiecare lucrare a sa costă atât cât să acopere materia primă. Nu își vinde lucrările mai scump pentru că astfel nimeni nu le-ar cumpăra. Care e cea mai scumpă lucrare, iată, de exemplu, a dumneavoastră? Eu nu le vând scump, fiindcă dacă le dau scumpă, nu le cumpără. Sunt mulțumit de ce știți. Ce mi-e scumpă lucrare sunt troițele. Troița și mie scumpă lucrare, ea ajunge până la 10.000, dar la noi asta e rar care eu fac. Și porțile astea din trări decorative. Nu are cui transmite acest meșteșug. Acum tinerii nu-și doresc să îmbrățișeze o asemenea profesie, spune meșterul. Eu n-am cui transmite chestia asta. Lucrez, eu n-am oricum. Dar și doriți să am undeva să, cuiva să le să las cineva de urmă. Până când la noi în părțile astea pici în centrul Moldovei, e slut chestia asta. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a Jurnalului Săptămânii. Nu uitați, dacă vreți să faceți anumite sugestii sau să oferiți informații de interes, ne puteți contacta la numărul de telefon 022 859 30 sau ne puteți scrie la adresa de e-mail contact@jurnaltv.md. Eu, Diana Popa, în numele echipei, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți o seară cât mai frumoasă. Cele bune!